Până acum câțiva ani, situația familiei Ciocea era una modestă, dar stabilă. Părinții au depus toate eforturile pentru a avea o casă și au reușit să cumpere una cu ajutorul unui credit bancar. Situația avea să se schimbe în mod dramatic. Tatăl celor 9 copii a suferit un accident și o lungă perioadă nu a mai putut să lucreze, fapt care a dus la întârzieri la plata datoriilor către bancă, apoi îmbolnăvirea soției. Cu toate acestea, femeia continuă lupta cu greutățile și face tot ce îi stă în putere pentru a le oferi copiilor săi hrana zilnică. Este grea, dar și frumoasă. Deci este foarte grea și foarte ostenitor, că încerc să le fac, să le pregătesc prăjituri, să le pregătesc să nu simtă, să zică că suntem mulți, și încerc să le fac totul, și pentru mine este un sacrificiu foarte mare, cred că deși de asta m-am îmbolnăvit. Sunt 9 frați, dar sunt uniți, așa descrie unul dintre copii relația care există între membrii familiei Ciocea. Deși sărbătorile sunt sărăcăcioase și cu multe lipsuri, reușesc să trăiască bucuria de a fi împreună și de fiecare dată îl așteaptă pe Moș Crăciun, care de multe ori nu ajunge cu desaga plină. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că-mi veni și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și piatra mamă, și-am văzut și piața mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. De fiecare dată a fost frumos, mi-a plăcut, am fost cu o familie foarte frumoasă, am fost o familie reunită mereu. Și n-a spus și nimeni mereu, n-a venit și la regulă. Ce vrea să-ți aducă ție, Moș Crăciun? Ce mașină. O mașină? De care? Ce fel de mașină? De pompieri. Am dulciuri. Și altceva? O blat. Păpuciu. Prima fiecare ne-a venit. Moș Crăciun, te așteptăm. Dacă vrei să ne aduci jucării și dulciuri. Dar tu, pentru tine, ce-ți dorești? O mașină. De care? De poliție. Copiii s-au pregătit și în acest an să-l întâmpine cu multă dragoste pe Moș Crăciun, iar mama dă asigurări că micuții merită mult mai multe daruri. Unul dintre ele îl oferă zilnic femeia din imagini și chiar dacă nu costă nimic, este de neprețuit dragostea unei mame. Copilașii mei, ei sunt totul pentru noi. Îmi pare rău că nu e și soțul acasă. Îi iubim foarte, foarte mult și ne dorim ca ei în viață să ajungă foarte bine. De-aia îi dăm și la grădință și la școli. Ne ținem, vreau să-mi fac toate datoriile de mămică, pentru că ne-am dorit, așa cum v-am spus, și să o viață mai bună pentru ei. Starea de sănătate a mamei s-a agravat destul de mult. Din lipsă de bani, nu a putut urma sfaturile medicilor și are mare nevoie de o intervenție chirurgicală. Femeia se teme însă de faptul că nu va avea cine să aibă grijă de copii. Trebuia să mă operez acum câțiva ani, aici așa. Și acum mi-a ieșit și glanda, s-a afectat. N-am reușit să mă duc pentru că nu-mi permit. Că dacă m-aș duce, s-ar cunoaște pentru ei. Și pentru ei, eu mă las în grija lui Dumnezeu. Și pentru ei, las totul. Mă las la o parte pe mine. De Crăciun nu trebuie să uităm de cei care au poate mai puțin decât noi. Pentru ei și puțin poate însemna extrem de mult. Pentru că fiecare copil merită un cadou de sărbători și tocmai de aceea fiecare dintre voi poate fi un Moș Crăciun. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că-mi veni și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine, și-am văzut și